Astăzi, în România, sunt aproximativ 50.000 de copii aflați în instituții. Adică acești copii nu au pe cineva căruia să-i spună mamă sau tată. În general, felul în care noi, ca societate, ca cetățeni, ne-am raportat la acești copii a fost unul de manifestare a compasiunii și a atenției în mod punctual și ocazional. Poate o vizită din când în când la un centru de plasament. Poate cadouri, mai ales de sărbători, de Paște, de Crăciun. Poate vreo sponsorizare la o asemenea instituție, lucruri de genul acesta. Sigur că orice ajutor este mai bun decât niciun ajutor. Întrebarea pe care însă vă invit să ne-o punem este următoarea. Care este cel mai potrivit ajutor pentru acești copii? Sau, altfel spus, care este cea mai mare nevoie a lor? Îmi place motoul ARFO și el răspunde întrebării acesteia. Visul favorit al fiecărui copil este familia. Nevoia cea mai mare a celor 50.000 de copii aflați astăzi în sistem este o familie. Unul dintre acești copii a fost Moise. Având convingerea că am fost binecuvântați de Dumnezeu în moduri diverse și cu mult peste ceea ce noi merităm, că binecuvântările astea nu sunt menite doar pentru noi, ci suntem chemați să le împărtășim și cu alții, să le dăm mai departe altora care au nevoie de ele, am ajuns ca familie să facem pasul acesta și să-l luăm pe Moise în familia noastră. El avea 3 săptămâni când am aflat că era în spital cu niște probleme medicale locomotorii mai puțin obișnuite. Și după ceva cântărire, gândire, rugăciune, am decis împreună cu întreaga familie, Simona, soția mea, eu și cei 3 copii, să-l luăm pe Moise în familia noastră și să luptăm pentru el din toate punctele de vedere pentru binele lui plenar. Nu știam cum urma să evolueze starea lui medicală și ne-a fost clar că nu avea să fie un drum ușor. Dar ne-a fost la fel de clar că miza merita tot efortul. Atunci când a ajuns la noi la vârsta de aproximativ 4 luni, ne-a surprins cât era de fragil și cât era în urmă cu dezvoltarea fizică. Însă tuturor ne-a devenit extrem de drag într-un timp destul de scurt. Progresele lui constante ne-au îngroșat în fiecare zi. L-am văzut evoluând fizic, mental, emoțional. Și mare ne-a fost bucuria atunci când medicul care superviza recuperarea lui ne-a spus pentru prima dată că Moise este în grafic din toate punctele de vedere. Acum, Moise are 3 ani și jumătate, este copilul nostru cu acte în regulă, aleargă, îi place fotbalul, este un poznaș și este integrat pe deplin în familia noastră. El a fost unul dintre cei 50.000 de copii care așteaptă pe cineva să intre pe ușa căminului și să-l ia acasă. Pe 2 iunie, în România, sărbătorim ziua adopției. Dă și tu vestea asta mai departe, că cea mai bună soluție pentru un copil care a rămas fără familie este tot o familie. Susține adopția, distribuie acest video și hai să găsim împreună mai multe familii care sunt dispuse să primească un copil în viața lor.